Doamnelor și domnilor, bună seara! Suntem într-o altă ediție a dezbaterilor electorale la postul de televiziune TVC21, studioul oamenilor liberi și curajoși. Astăzi în studio avem trei pretendenți la funcția de primar al municipiului Chișinău, care au venit să vă convingă pe dumneavoastră că pe 5 noiembrie trebuie să-i votați și să răspundă la întrebări atât ale mele cât și ale contracandidaților săi. Astăzi în studio avem pe Arina Spătaru, candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău, din partea Partidului Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, ALDE, prescurtat. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc că ați găsit timp și ați venit. Este ultima sută de metri a campaniei electorale și știu cât de grav este graficul dumneavoastră și contează pentru telespectatori ca să le oferiți o altă opinie. De partea dreaptă, o altă doamnă extraordinară este Zinaida Popa, reprezentanta candidatului la funcție de primar general al municipiului Chișinău, Lilian Carp, din partea Partidului Politic, Acțiune și Solidaritate. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Vă mulțumesc și dumneavoastră, în calitate de consiliere în funcție 4 ani și acum următorul pe liste, cu siguranță aveți întâlniri cu alegătorii, sper că mergeți în localități, în această și suburbii și în curțile. Chiar acum vin de la întâlnirea cu oamenii de la cort. Super. Noi discutăm tare cu oamenii și urmează să îndemnăm oamenii la vot. Super și tare! Mulțumesc mult că ați găsit timp și pentru dumneavoastră. Și în fotoliu care este pe drum, dar cum se știe în Chișinău, ambuteiajele ne dau peste cap tot programul și toată activitatea noastră, trebuie să apară acuș în câteva minute Victor Chironda din partea Partidului Politic Platformă Demnitate și Adevăr, concurent pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău. Îl așteptăm la momentul când intră, se alătură discuției noastre. Pentru dumneavoastră, dragi telespectatori și urmăritorii noștri care sunt pe rețelele de socializare, vă reamintesc structura dezbaterilor electorale de la postul nostru de televiziune. Ele constau în 4 runde. Prima rundă este câte un minut oferit candidaților pentru a-și prezenta atât programul electoral cât și acel CV prescurtat sau câteva cuvinte despre cine este și de ce candidează la funcția de primar general al municipiului Chișinău. A doua rundă sunt 10 minute adresate fiecărui contracandidat aici, care își vor adresa întrebări reciproce, undeva câte 2-3 întrebări, și îi vom vedea aici la masa aceasta cum în continuare vor duce discuții și dialoguri în Consiliul Municipal Chișinău și în comisiile pe care le vor reprezenta, pentru că contează foarte mult atunci când ei nu știu să comunice ei sau din potrivă găsesc un numitor comun pentru dumneavoastră, pentru chișinăuieni. Runda a treia sunt întrebări de la moderator, 3 minute pentru fiecare candidat, și runda a patra finală, câte un minut de prezentare finală, apelul către dumneavoastră, dragii noștri, ce trebuie să faceți și cum trebuie să decideți pe 5 noiembrie. Vă va convinge sau nu candidatul din acest studio? Vom vedea la finalul emisiunii. Acum dăm start dezbaterilor electorale din această seară. Eu le doresc succes și începem cu doamna Popa. Poftim foarte mult. Minutul dumneavoastră de prezentare. Camera este aici. Timpul este acolo pe ecran. Eu mai am și telefoanele aici și cronometrez, dar cu 5 secunde am să vă anunț că timpul este se scurge. Exact. Okay. Mulțumesc foarte mult. Start! Bună seara, stimați chișinăuieni! Lilian Carp, împreună cu echipa Partidului Acțiune și Solidaritate, urmează și își propune să creeze un oraș confortabil. Acest oraș confortabil poate fi doar odată ce noi vom satisface și rezolva problemele oamenilor cu care se confruntă astăzi chișinăuienii sau fiecare dintre dumneavoastră. Ori, cei ce ne spuneți dumneavoastră la întâlnirile de zi cu zi, menționați că una dintre cele mai mari probleme sunt ambuteiajele. Iată că noi ne propunem să creăm un oraș fără ambuteiaje, fără nervi și fără aer poluat. O altă prioritate este curțele de bloc. Ori ziua noastră începe anume în curtea de bloc și se finalizează tot acolo. În ultimii 4 ani, investiții în curțele de bloc practic nu au avut loc. De ce noi optăm pentru un oraș confortabil, fără ambuteiaje, cu curți moderne și sigure, pentru un oraș care oferă o educație de calitate, și aici vorbesc de accesul la grădinițe și școli, asta urmează să facem și vă îndemnăm să votați PAS. Mulțumesc foarte mult! Doamna Spătaru, timpul dumneavoastră pentru prezentare, camera este aici, start! Stimate chișinăuienci și stimați chișinăuieni,
Reprezint echipa AUDE, partidul politic care timp de două luni a făcut cu mult mai mult decât toate celelalte partide în Republica Moldova în lupta cu corupția. Pentru AUDE, unicul oponent politic în aceste alegeri este Ivan Ceban și dezastru pe care îl creează zilnic. Noi venim să oprim acest dezastru. Al doilea oponent politic este Sacii cu bani al ușor, care, din păcate, până acum încă finanțează campania de alegeri locale generale. Iată de ce noi vă îndemnăm pe ultima sută de metri să vă pătrundeți cu importanța acestui subiect. Pentru că acum noi vom decide viitorul nu numai a Chișinăului, dar și a întregii Republici Moldova. Din partea echipei ALDE vă îndemnăm să intrați pe site-ul alde.md, unde veți vedea cele 5 urgențe pe care le vom îndeplini chiar dintr-a doua zi de alegeri. Cele 5 priorități pentru durată medie și cele 5 priorități pentru durată lungă. Mulțumesc foarte mult! Și pentru că nu a venit în studio domnul Chironda, minutul dumnealui rămâne, îl așteptăm în studio. Noi trecem la runda a doua, runda întrebărilor adresate de candidați unul celuilalt. Și acum vă pregătiți, dragii noștri candidați, dragile noastre candidate, dacă să fim corecte așa la gen, și începem cu doamna Spătaru. Vă rog foarte mult, trei întrebări pentru doamna Popa. Timpul dumneavoastră la fel este afișat pe ecran, 10 minute pentru acest dialog. Am participat la foarte multe dezbateri și mai puțin s-a discutat despre spațiile verzi. Doamna Popa este consilier municipal. În primul rând vreau să-mi readuceți aminte câte spații verzi sunt în Chișinău per general, dacă țineți minte cumva. Pentru că de răspuns dumneavoastră deja reiese întrebarea. Dacă să vorbim de spațiile verzi, din păcate, în ultima perioadă, în ultimii ani, ele tot se micșorează. Aceste spații verzi, ori noi cândva am fost capitala, una dintre capitalele care erau în top 3, cele mai verzi capitale, astăzi, din păcate, nu putem să menționăm acest lucru. Ceea ce vedem noi, scoarurile devin betonizate, cu beton, cu teracotă, copacii se usucă și să vedem în loc sădirea noilor copaci, nu vedem. De ce întreb? Pentru că, de fapt, noi avem 4 grădini publice, 6 parcuri, 11 păduri tire parcuri și 8 spații verzi din cuprinsul artelor de circulație. Dar, dumneavoastră sunteți consilier municipal, știți foarte bine și poate ne explicați și nouă tuturor, pentru că în 2022 a fost rectificat bugetul întreprinderii de gestionare a spațiilor verzi, pentru că de obicei e 120-140 de milioane anual pentru întreținerea și deservirea spațiilor verzi. Vedeți că în anul 2022 echipa lui Ivan Ceban, nu știu dacă și dumneavoastră ați votat sau nu, sper că nu, dar a mărit încă bugetul spațiilor verzi cu 101 milioane lei, undeva ai 80%. Întrebarea, s-au mărit cumva numărul spațiilor verzi sau există o altă explicație la această majorare a bugetului? O întrebare foarte bună, vă mulțumesc foarte mult. Eu o să presupun cu privire la cei ce, la întrebarea dumneavoastră și anume, probabil că toată lumea cunoaște sau cei chișinoieni care nu cunosc, vreau să zic că la finele anului 2022 au fost procurate tehnică pentru întreținerea curățeniei, să zicem așa, mini-roboți pentru municipalitate. Iată că acum și o să avem un an de zile, această tehnică nu este pusă în lucru, ea nu o vedem pe străzile chișinăuienilor. Și este vorba de licitație de peste 20 de milioane de lei. Da? Procurarea tehnicii peste 20 de milioane de lei. De ce ea astăzi nu este pusă în funcțiune și chișinăuienii nu pot să beneficieze pe seama ei, fiindcă reprezentanții primăriei sau a cabinetului primarului considerat că a fost licitația, a fost public conform legii 131 privind achizițiile publice, e prea mult prețul. Și stă și acest agent economic este astăzi, să zicem așa, sechestrat, am vrut să zic, nu i se face transferul acelor bani. Și acea tehnică stă în garajele spațiilor verzi. Presupun că anume acele 100 de milioane despre care ați menționat, ele merg pentru anumite licitații dubioase,
care urmează să ajungă în banul sau în buzunarul primarului sau oamenilor lui de încredere. Dar spațiile verzi cu această ocazie nu se măresc. Asta e cel mai important, da. Pentru că pentru mine asta a fost o curiozitate. De fapt, întrebarea a fost mărirea acestui buget, de fapt, e legată de mai multe achiziții destul de caragioase și dumneavoastră probabil că ați urmărit subiectul ăsta. Eu știu că dumneavoastră sunteți consilier municipal, asta de fapt e un fel de deputat local, aveți foarte multe pârghii. Ce ați întreprins dumneavoastră ca să ajutați acest agent economic, ca să-și apere interesele, pentru că de fapt am auzit și eu de multe ori ofurile acestui agent economic. Dacă v-ați adresat procuraturii, dacă v-ați adresat centrului CNA, ce ați făcut pentru că de omul și-a îngropat resursele? Vreau să vă zic că am auzit ca și dumneavoastră din mass media, pentru că agentul economic a făcut cumva public acest subiect. Nemijlocit dumnealui a depus toate dosarele unde a considerat dumnealui de cuvinte, CNA, procuratură. Ceea ce vreau să zic este că ceea ce am elaborat noi, cel puțin pe acest mandat, colega mea din partea fracțiunii PAS, a mers pe procedura ca noi să finalizăm procesul de delimitare a tuturor spațiilor verzi. Pentru că ori noi trebuie să cunoaștem cât spațiu verde avem și să fie cartografierea. Da, exact. Noi, a fost susținerea în majorității, în Consiliul Municipal. Din păcate, foarte multe proiecte, hai să zicem, nu multe, dar sunt proiecte care de o importanță foarte mare, ele nu au fost duse până la capăt și a fost o luptă foarte mare între primărie și Consiliu ca primarul să-și exercite obligațiile de a îndeplini acele decizii. Din păcate, la acest capitol, noi astăzi nu avem cartografiere și nu avem mapa fiecărui copac, ceea ce este în țările europene. Nu este astăzi acest lucru, chiar dacă noi am optat. De asta și am avut o majoritate. Da, exact. Pentru că noi trebuie să cunoaștem, da. Mai am întrebări sau nu? Da, chiar mai aveți o întrebare. Exact. Nu vă sustrageți. Așa. Domnul Chironda poate să ducă înapoi, că noi ne împăcăm și foarte bine. Așa că... Domnul Chironda a venit, opriți timpul acolo. Bună seara, domnul Chironda, sunteți în direct și noi toți. Opriți planeta. Așa. Se cablează domnul Chironda și continuăm, dar dumneavoastră puteți între timp să-i adresați. În continuare a spațiilor verzi, de ce până acum nu a fost actualizată harta GIS a spațiilor verzi? Este și o decizie 6/10 CMC cu referire la aprobarea regulamentului de gestionare a spațiilor verzi. Dar nu, până acum nu s-a făcut lucrul ăsta. Aveți o explicație? Da, în continuarea gândului anterior, din păcate, prioritățile fostului primar au fost pe betonizarea anumitor străzi din municipiul Chișinău și anume vorbim de străzile centrale, trotuare, apropo care 15% doar din ele au fost cu actele permisive corespunzătoare, în rest ele 85% au fost, să zicem așa, ilegale, sub un alt articol. De aceea nu a avut timp domnul sau reprezentanții echipei Partidului Primăriei să rezolve și să implementeze deciziile, apropo, care au fost luate de către o majoritate de consilieri. Și vreau aici să menționez, foarte important este faptul că toate meritele, cumva, ceea ce se întâmplă în Primăria Municipiului Chișinău și le asumă primarul. El are oameni, mediatizare, comunicare. Dar, de fapt, dacă nu s-ar fi votat în Consiliul Municipal Chișinău sau dacă nu se votează, exact cum dumneavoastră ați menționat, la nivel de parlament local, să zicem așa, la nivel de Consiliu, atunci primarul nu ar fi avut mâini libere să implementeze. Iată că, din păcate, la decizia de care ați menționat-o, nu s-a dorit, nu s-a prioritizat acest lucru. Înțeles, mai aveți o întrebare, poftim. Mai am o întrebare, dacă cum la ce etapă este planul ăsta, dacă a fost corectat referitor la curățarea râului Bâc cu privire la banii din BERT, pentru că de fapt se creează o senzație că e o risipă și vreau să înțeleg dacă programul ăsta planificat la ce etapă, dacă cei de la BERT cunosc realitățile și poporul român, pentru că și de acolo banii s-au sifonat destul de mulți, la ce etapă e lucrul ăsta? Mai continuăm cu râul Bâc? Mulțumesc. Cu privire la râul Bâc, a fost votat un proiect de decizie cu finanțarea din partea Băncii Europene de Reconstrucție. Valoarea lui este de 12 milioane și cu componentă de grant. Doar că toate detaliile care ni s-au oferit au fost cumva camuflate și până la final nu cunoaștem de ce au fost așa mari resurse pentru
pentru proiectare și de ce au fost selectate anumite companii, nu din România, de exemplu, dar din Londra. Totodată, noi nu înțelegem, noi considerăm că bâcul trebuie să fie curățat de la sursă. Da? Pe când el este o altă porțiune și nu intră și ghidighii change. Ori, el este tot nămolit și el trebuie să fie de la sursă. Anume, acest proiect de decizie a fost selectat. Este doar la etapa de votare a proiectului de decizie. Urmează deja următorul primar care va veni să implementeze. Dar sigur că merge perioada de proiectare, întâlniri cu specialiștii, trebuie experți să se expună și apoi deja implementarea propriu-zis. Dar ea nu presupune, acel proiect nu presupune amenajarea, cum noi zicem, de benzi dedicate, de spații de recreere, nu. Este doar curățarea și înverzirea, să zicem, da? Sădim copaci, pregătim pentru o altă etapă. Și aceste milioane urmează să fie doar pentru această etapă. Așa. A votat proiectul decizie, urmează să fie proiectat și implementat. Atât cu întrebările, mai aveți timp și pentru întrebările dumneavoastră la care trebuie să răspundeți. Și pentru că, dragi telespectatori, îl avem deja aranjat și liniștit, calmat pe domnul Victor Chironda, îi dăm acel minut pe care l-am utilizat noi în prima rundă și vreau să vă zic că Victor Chironda, prezent în studio, este candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău în această campanie pentru alegerile locale generale din partea partidului politic Platforma Demnitate și Adevăr. Domnul Chironda, bună seara! Bună seara! Ambuteiaje, da? Da, ce scuze pentru întârziere, din păcate se circulă greu. Da, eu sper că dumneavoastră în calitate de primar o să rezolvați acest subiect. Cel puțin o să fac tot posibil. Noi așteptăm. Nu știu cât o să mai așteptăm, dar așteptăm asta, că și eu am venit greu. Deci, pentru dumnealui, eu îmi notez aici acel minut, pentru că din punct de vedere tehnic nu-l putem acolo afișa. Domnul Chironda, aceasta este camera dumneavoastră. Pentru telespectatori și urmăritori și simpatizanții partidului dumneavoastră, aveți un minut de prezentare. Start! Da, mulțumesc! Bună seara, stimați chișinăuieni! Eu sunt Victor Chironda, sunt candidatul din partea echipei Platforma DA pentru funcția de primar general a municipiului Chișinău. Sunt urbanist de profesie, am studiat, mi-am dedicat mai mult de 10 ani din viață acestei activități, am făcut studii atât în Moldova cât și peste hotare, am făcut stagii de practică, am încercat să preiau cele bune practici din Europa, din Statele Unite și să le aduc aici la noi acasă. Am fost un an și ceva în funcția de viceprimar a municipiului Chișinău, unde am început proiecte cu care am demonstrat că schimbările pot fi făcute în Chișinău și este posibil să modernizăm atât transportul public cât și multe alte domenii. Încă în această campanie electorală vin să continui ceea ce am început acum 10 ani și anume să implementez proiectele de dezvoltare urbană care cu adevărat pot contribui la îmbunătățirea calității vieții chișinăuienilor și voi vorbi în următoarele minute despre aceste planuri. Atât. Mulțumesc foarte mult! Continuăm runda a doua și suntem la etapa când doamna Spătaru a zis toate întrebările care le-a pregătit pentru contracandidata sa și acum îi revine rândul doamnei Popa să pregătească întrebări pentru doamna Spătaru. Poftim! Doamna Spătaru, da, sunteți cumva locuitarea din Bălți. Da. De ce pretindeți că cunoașteți mai bine problemele din Chișinău decât cei care sunt de Baștina aici și candidează la funcția de primar general? În primul rând, Chișinăul, exact ca și Bălțul, conform legii pentru administrație publică, sunt municipii de nivelul 2. Deci, apropo, colegul dumneavoastră de la PAS, încă în 21 a promis că va vota statutul municipiului Bălți și așa și m-au făcut-o. Vă rog să-i transmitiți domnul Marco, că bălțenii tot așteaptă. Dar problemele bălțenilor sunt exact ca și chișinăuienilor și exact ca și la alte municipii și orașe. Mai ales că am avut experiența de a munci în Parlamentul Republicii Moldova, anume în Comisia pentru Administrație Publică, unde am avut oportunitatea să învăț, să elaborez legi și să controlez implementarea acestor legi, pentru că, de fapt, funcția unui deputat este și controlul parlamentar. Chiar dacă am fost în pandemie, am făcut și consultări publice și audiențe online, dar am făcut-o. Pentru mine, administrația publică este cea mai importantă și cea mai aproape sufletului. Dar, să știți un lucru, am venit la Chișinău
să bată alarma, să trezesc, în primul rând, colegii dumneavoastră din Parlament și să le explic că Republica Moldova nu este doar Chișinău. Republica Moldova sunt sute de localități care se confruntă cu foarte multe probleme legate de lipsa acestei descentralizări pe care ne-au promis și iarăși revin cu cei din Bălți care sunt contribuabili după chișinăuieni la bugetul de stat și înapoi le revin foarte puține taxe. Oamenii se sufocă în datorii, în străzi învechite, în toate celelalte. Dar să revenim la Chișinău. Pentru că am devenit lider politic recent, în august, nu au vrut deloc ca să considere cei din Bălți că exact cum a făcut-o Renata Usatăi, Marina Tauber, vreau să valorific potențialul lui pentru a crește în politică. Și am venit să mă confrunt în direct cu Ivan Ceban, să vă ajut și pe dumneavoastră să spunem oamenilor din Chișinău adevărul, pentru că legea finanțelor publice, transparența decizională și toate celelalte sunt la fel exact. Da, nu știu câte străzi, știu că sunt în jur de 900 în Chișinău, știu că sunt în jur de 20 de spații, de 20 de poduri, de exemplu, 29 de întreprinderi municipale, dar primarul general nu este omul care trebuie să locuiască nemijlocit în Chișinău. Aici e suficient să te plimbi odată pe bulevard și să vezi problemele Chișinăului. Este important să ai și o echipă și eu în echipa mea l-am pe domnul Borozan, arhitect, șef cu o carieră de 3 ani la nivel de primărie a municipiului Chișinău, pe domnul Sergiu Carp, director spații verzi timp de 4 ani, pe domnul Marcel Zambitski, șef pe direcția comerț în primărie de 7 ani, și pe domnul Adrian Culai, care a fost consilier municipal și pe timpul lui s-a implementat primul și cel mai calitativ proiect de amenajare a parcului Valea Morilor, într-un skatepark și într-un parc multifuncțional. De asta, după cum ați observat, aici este important în Chișinău să ai și un pic de caracter și insistență și să te angajezi să lupți, să te puci de piept cu Ivan Ceban, pentru că noi riscăm să pierdem Chișinău și să pierdem și Republica Moldova. De asta nu mulțumesc pe ajutor. Eu sper că o să-l vedem pe Ivan Ceban la pușcărie și un primar onest cinstit la funcția de primar de Chișinău din 6 noiembrie. Vă mulțumesc. Aveți grijă la timp, pentru că trebuie și dumneavoastră să mai răspundeți la întrebări. Încă o întrebare, vă rog frumos. Da, dumneavoastră ați menționat mai multe nume și aș vrea să pun o întrebare și pe nume, dar din păcate am fost martorii că în spațiu public au ieșit mai multe știri cu privire la colectări de bani din partea dumneavoastră. Noi că vorbim de primarul general, este cel care gestionează banul public și trebuie să facă corect și prioritizat. Cum dumneavoastră, după aceste scandaluri sau ieșiri în presă, urmează să căpătați încrederea chișinăuienilor. Despre ce colectări vă referiți? Și mai multe mămici au scris pe anumite fonduri. Eu aș vrea să spuneți exact, pentru că pe rețele de socializare nu ne-ați puteți pescui multe. Vreau exact și dumneavoastră tot ați ieșit cu un video în care dumneavoastră ați menționat că nu este tocmai așa și iată vă ofer ocazia ca să despre spuneți. Ce vorbiți exact? Eu nu înțeleg despre ce este vorba. Care video și care mămici, spuneți-vă. Niciodată nu am fost membra grupului de părinți, pentru că eu nu consider corect și normal să colectez bani în școli și în grădiniță. Spuneți exact lucrul pe nume așa cum este. Spuneți anul când a avut loc, spuneți care a fost anul premiza. Anul curent, 2023, da. Doamne ferește. Da, dumneavoastră ați colectat bani și nemijlocit au fost foarte multe discuții. De ce? Doamna vă oferă Popa, eu vă îndemn imediat să vă cereți scuză public, pentru că am să vă rog să le cereți în judecat, pentru că veniți cu niște atac la persoană. Da, la sunt care nu publice aveți... imediat, dacă îmi permiteți în pauză, eu o să găsesc video unde dumneavoastră veniți cu replici. Eu vă îndemn să vă cereți scuze, ca să nu intrați în păcat. Sunt anumite eu m-am gândit că noi să vorbim despre Chișinău, dar dumneavoastră veniți cu niște atacuri murdare, cu niște minciuni. De fapt, stimați cetățeni, uitați-vă fața celor de la PAS, cei care zic că echipa Europa vin și murdăresc un contracandidat care le-a arătat cum poți lupta cu corupția ușor timp de 5 luni și vine cu niște insinuări, cu niște atacuri la persoană, ceea ce nu pare bine. De fapt, echipa PAS a adus Europa la ei acasă. La domnul Recean, la doamna Gavriliță, la doamna Nimerenco, oameni buni. La noi, Europa
Europa încă nu a ajuns acasă, dar știți de ce? Pentru că ei nu știu a vorbi cu argumente, dar știu a ataca persoana. Doamna Spătaru, vă mulțumesc. Întrebarea s-a epuizat, da? Da, în continuare. Eu pot să continui. Nu, aveți deja întrebări pentru domnul Chironda. Runda cu domnul Chironda. Ok. Domnul Chironda, eu vreau să vă întreb cu privire la un proiect de decizie. Ce ține de urbanism? Dumneavoastră sunteți urbanist. Este vorba de regulamentul local de urbanism. A fost un proiect de decizie acum câțiva ani. În baza acelui proiect de decizie, el înlocuiește documentația de urbanism ori și permite construcția în zona centrală sau în zona istorică. Dumneavoastră ați semnat acel proiect de decizie și acea inițiativă ați dat avizul. Cum explicați dumneavoastră în condițiile în care pretindeți că trebuie să se construiască corect și nu doar în Chișinău, dar și în zona centrală? Mulțumesc. Și în zona istorică. Ori astăzi se permite să se construiască acolo, dar tot acel proiect de decizie este în instanță. Este în instanța de judecată. Am fost de multe ori în situația să răspund pentru acțiunile lui Ivan Ceban, dar încă să răspund pe acțiunile consilierilor municipale, încă n-am fost în situația, dar o să vă răspund, doamnă Popa. Primarul general în acea perioadă a promis foarte multe lucruri, inclusiv pe partea de urbanism, inclusiv povești despre cum va adopta planul urbanistic general în 2 ani, despre cum va face pustia într-un an de zile, despre cum va dezvolta diferite documente de urbanism. Ca să înțelegeți, n-am mai făcut nimic. Până la urmă, așteptând, din câte eu așa am înțeles la acea etapă, un grup de consilieri municipali care s-au confruntat de multe ori cu cerințe, au încercat ei cumva chipurile să rezolve problema asta cu imposibilitatea de a construi în centru istoric, pentru că trebuie să fim și sinceri, da, pe de o parte sunt situații în care se încalcă în domeniul construcțiilor, în centru istoric, dacă vorbim, pe de altă parte sunt oameni care nu își pot repara acoperișul la casă, exact, elementar, din cauza acestei stupizenii de moratoriu care nu are nicio formulă clară. De ce a schimbat legea asta cu moratoriu? Dar nu mă interesează. Atunci consilierii au venit cu această propunere să facă un regulament provizoriu, să zic așa, ca să le poată permite oameni, nu celor care construiesc blocuri, dar celor care au nevoie să-și repare acoperișul la casă, că le cade fațada, că au nevoie să obțină un permis de construcții pentru lucrări elementare. Asta a fost acea intenție. Ce au făcut mai departe consilierii cu acest document, eu nu pot să vă spun care au fost, ce acte după asta s-au emis, având acest lucru la bază. Iarăși nu pot să vă spun, pentru că eu după asta, în scurt timp, am fost demis. Cu toate acestea, nici după 2 ani de când eu am fost demis, așa și nu a fost adoptat nici planul urbanistic zonal centru, nici planul urbanistic general al municipiului Chișinău. Oamenii în continuare nu pot construi absolut nimic și deloc în zona centru și în continuare, cu toate acestea, se emit autorizații pe bandă rulantă și pe centru și în altă parte. Respectiv, nu are nicio valoare nici acest document, nici multe alte care au fost elaborate de-a lungul timpului, pentru că pur și simplu totul a rămas la latitudinea și buna dispoziție a primarului general și arhitectului șef Dogotaru. Vor să elibereze, eliberează. Nu vor să elibereze, nu eliberează. Șantajează oamenii, se pornesc tot felul de scheme de corupție, se întâmplă tot felul de lucruri răite pe acolo prin direcția arhitectură. Consiliul Municipal nu poate face nimic cu asta pentru că iarăși avem situația pe care o avem. Și iată, 4 ani de zile, problema dezvoltării normale, documentate a orașului Chișinău nu s-a rezolvat. Și avem o situație în care, iată, suntem, au trecut, am fost în 2019, era discuția despre planul urbanistic general și acum tot despre planul urbanistic general se discută. Ia că așa rezultate. Mulțumesc mult, atenție avem la timp, încă o întrebare, sau dacă puteți completați ceea ce a zis. Da, cum poate o decizie municipală să înlocuiască documentația de urbanism? Întrebați-vă colegii din aceasta Consiliu, domnule Popa. Aceasta nu e posibil. Ați fost în alianță, în coaliție, ați votat împreună, v-ați fădit, v-ați certat, ați bătut. Eu n-am fost o zi în Consiliul Municipal. Ce vreți de la mine? Dumneavoastră ați fost viceprimar de rang. Da, eu am fost viceprimar de rang, am fost de 3 ori în Consiliu când m-au chemat și odată atunci când am fost demis. Iată toată relația mea cu Consiliul Municipal. Dumneavoastră ați avizat un proiect de decizie care ar înlocui documentația de urbanism și v-am întrebat de ce ați făcut-o și cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea. Ok, eu voi continua mai departe cu privire la
regulamentul privind, sau au fost mai multe regulamente, privind și acea publicitate stradală, codul vizual și altele, care până astăzi ele nu au fost propuse către vot spre Consiliu. Da, mulțumesc. Ori s-a lucrat foarte mult la aceste documente și nu am văzut o finalitate și dumneavoastră în calitate de viceprimar, cumva nu, da, nu ați dus până la capăt acest de ce și cum explicați dumneavoastră acest lucru. Nu o să aveți mai scurte întrebările, că nu o să aveți timp să răspundeți. Da, poftim. Pentru că acest regulament a fost inițiat de primarul Ceban și de viceprimarul Ilie Ceban. Rolul meu acolo a fost fix consultativ. Da, eu am fost numit responsabil de acest proces. Am stat la masă cu toată lumea, inclusiv cu agenții economici din domeniu, cu asociațiile de profil și așa mai departe. Am încercat să găsim un numitor comun și am văzut că oamenii au poziții absolut diametral diferite. Agenții economici nu vor să scoată niciun banner, primarul este pe poziția că trebuie să le scoatem pe tot și nu lăsăm nimic. N-am avut posibilitatea să găsim un numitor comun, respectiv când am văzut că acest lucru, deci se vrea intenționat, primarul general vrea intenționat să nu adopte acest regulament, am înțeles că el nu va fi adoptat și de asta m-am retras și am spus că eu nu mă mai ocup de acest lucru. Responsabil era viceprimarul Ilie Ceban pentru că el era responsabil pe domeniul juridic, iar regulamentele erau de profilul dumnealui. Eu am dat toate recomandările care au fost pe parte de direcția arhitectură, pe parte de recomandări tehnice și normative, după care de ce n-a fost adoptat regulamentul, nu m-a întrebat pe mine, întrebați-l primarul Ceban, pentru că el la noi e gospodar, el decide toate lucrurile în orașul ăsta. Da, mulțumesc mult. Nu mai aveți timp pentru că trebuie să răspundeți la întrebări și pe care o să le adreseze domnul Chironda. Dar în contextul Spata, ca continuitate ar fi foarte spuneți, bine. Dar foarte scurt, că aveți un minut și 40. Cu privire la reorganizarea direcției, de ce nu a fost dus? Întrebare? Nu, da. Mai aveți voi întrebări, mă scuzați, e timpul. Okay. Doamna Spătar, o rundă a dumneavoastră de întrebări către domnul Chironda. Domnul Chironda, dumneavoastră cât ați venit, noi am discutat cu doamna Popa despre spațiile verzi. Uitați-vă ce propune echipa ALDE pentru spațiile verzi, ceea ce n-a făcut Consiliul în care doamna Popa a fost membru. Noi vom actualiza harta GIS-a spațiului verzi în sfârșit. Noi vom reabilita spațiile verzi în paralel cu refacerea trotuarelor și aleilor. Noi vom înlocui arborii bătrâni. Noi vom actualiza harta focarelor de ambrozie. Noi vom reactiva platforme pentru deșeuri biodegradabile. Vom corecta programul planificat la moment. Vom planifica bugetele transparent. Ce veți face dumneavoastră pentru spațiile verzi? Încă. Cel puțin eu îmi asum să nu reciclez foștii șefi de spații verzi care au fost în funcție o grămadă ani și nu au făcut nicio brânză. Au executat numai ordine de tăiet a copacilor din oraș. Credeți-mă că nu este omul care să vă ajute în acest domeniu dacă mizați pe domnul Camp. Eu știu exact ce am de făcut, inclusiv pe domeniul spațiilor verzi, și acest lucru a început de mult. Problema este că nu s-a dorit. Doamna Dogotaru și cu domnul Ceban au decis că n-au nevoie de Victor Chironda, au decis că ei fac mai bine lucrurile și nu au mai făcut. Pentru că inclusiv pentru cartografierea zonelor verzi, eu am găsit bani, doamna Spătaru, și le-am dat la Direcția Arhitectură suport de la UNDP pentru această lucrare. Ele au fost făcute, dar nu au fost pe urmă luate la balanță și nu au fost documentate. Cine asta a făcut? Domnul Carp sau altcineva? Asta a făcut administrația lui primarului Ivan Ceban. Așa, a doua întrebare. Și a doua întrebare este despre matematică. Numai în 2023 primăria municipiului Chișinău urmează să achite aproape 96 milioane de lei doar dobânzi și comisioane de la băncile care s-a împrumutat primarul Ceban. Spre comparație, în 2020 primăria a achitat doar 1 milion în calitate de rate. Întrebare, unde era doamna Popa când se luau aceste credite? Domnul Chironda, vă rog frumos, v-am economisit din timp. Unde erați, doamna Popa? Eu o să răspund la decizia de a lua credite aparține primarului general. Eu înțeleg că noi putem să blamăm aici și Consiliul, dar nu știu dacă e treaba Consiliului în acest sens. Domnul primar și-a asumat să facă o serie de proiecte pentru care efectiv nu are bani. Pentru că are nevoie de PR, are nevoie de proiecte, de frumusață, ca să arăte oamenilor că el e mare gospodar. S-a împrumutat de unde a putut, de unde n-a putut, a băgat primăria în datorie, acum gaura asta din buget imensă de peste 1 miliard de lei, o grămadă penalități și plată de asta de procente pentru aceste credite. Cum va ieși primăria din această groapă? Eu, de exemplu, n-am idee, având în vedere că Ivan Ceban nu are capacitatea să tragă fonduri europene. De unde o să iei bani? Nimeni n-are idei și vedeți că nu vine la dezbatere, nici nu vrea să ne spun. Da.
O să vedem. Eu bănuiesc că după aceste alegeri o să avem o serie de falimente după falimente a întreprinderilor municipale. De la Apcanal, la Spații Verzi, la Exdrupo și așa mai departe, întreprinderi de care orașul are nevoie, fără de care nu poate funcționa, dar din păcate care, din cauza acestui marelui gospodar al epocii contemporane, pur și simplu au fost aduse într-un derizoriu. Și acum riscăm ca după acest nou consiliu, după aceste alegeri, să aibă foarte multe lucruri interesante de descoperit. Și eu sunt sigur că o să le transmitem și la CNA și peste tot unde este necesar, ca să scoatem în apele curate tot ce a făcut Ceban în acești 4 ani din primăria Chișinău. Așa. Domnul Spătaru, dacă sunteți mulțumite de răspuns, puteți și completați, pentru că mai aveți noi cu 1039. Noi cu domnul Chironda putem discuta de o besconecnăstie. Bine, atunci vă păstrați caos. Timpul pentru a răspunde la întrebările dumnealui. Da. Domnul Chironda, a venit timpul dumneavoastră ca runda de întrebări către domnul Spătaru și doamna Popa să o aveți acum în mâini. Eu am un principiu în această campanie. Eu am întrebări doar față de Iban Ceban. Că așa trebuie să vă conformați, este structura emisiunii și trebuie... Doamna Spătaru, poftim. Pot să, sau cred că vor accede în Consiliul Municipal, este următoare. Dacă o să-i permită în continuare lui Ceban să-și bată joc de resursele orașului, dacă o să facă alianță cu Manu sau cu și mai are el acolo cu socialiștii și dacă o să-i asigurați, dacă cumva planificați, să-i asigurați lui Ceban o majoritate confortabilă în Consiliu, în caz că nimeriți acolo. 3 din 1. Mulțumesc. Trebuie să vă conformați, îmi pare rău. Asta este și întrebare și la doamna Pop. Nu, aici mai urmează o întrebare. Asta este. Ca și în funcția dumneavoastră care ați avut, o sunt niște reguli. Hai să zicem, care ar fi viziunea dumneavoastră pentru soluționarea problemei ambuteiajelor? Așa, în primul rând, v-am urmărit pe dumneavoastră și știu că ați spus și eu sunt exact de aceeași părere, planul urbanistic general el este și deja poate fi implementat ca să creăm 3 linii de ocolire a centrului, a doua centură de legare a sectoarelor și a treia în jurul Chișinăului. Dar noi, în direcția mobilitate urbană, vom deschide o secție separată parcări, care se va ocupa nemijlocit de parcări, pentru că este o sursă și devenit pentru primărie municipiului Chișinău. Datorită acestor parcări care le vom face pentru început, noi vom putea colecta bani pentru parcări multietajate. Un lucru este foarte important, vom crea piste de biciclete, dar nu cum le-a făcut în Traiurea Ceban, le vom face ca la carte, vom construi și vom amenaja parcări pentru biciclete, vom promova un mod de viață sănătos pentru chișinăuieni. Este important că ne vom preocupa de centrul unic de control a acestor ambuteiaje a traficului și cel mai important, noi propunem om venit cu propunerea că 17 secunde, atenție. Autoturism să contribuie o taxă anuală ca să ne ajute să îmbunătățim infrastructura pentru deplasarea lor mai sigură și mai liniștită. Mulțumesc mult. Dacă aveți să o completați, să... Da, nu, aceeași. Așa? Întrebări către doamna Popa. Da, aceleași două întrebări. Dacă o să-i oferă o majoritate confortabilă lui Ceban în Consiliul Municipal. Cu privire la... O să zic istoric ce am făcut 4 ani. Un minut 37 aveți. Ce am făcut 4 ani de zile și ce urmează să facem. În primul rând, niciodată nu am permis primarului general să-și bată joc de banul public. Întotdeauna am vorbit despre asta și am vorbit despre care ar trebui să fie prioritățile pentru nevoile chișinăuienilor. De aceea, în condițiile în care vreau să vă aduc aminte cum au fost votat bugetele, bugetul a fost votat în 5 minute, în 2021. A fost votat în 5 minute bugetul, nici nu s-a permis să vorbim despre buget. Cu altă ocazie, dacă să vorbim de anul curent pentru 2023, exact același lucru. Noi întotdeauna avem propuneri la buget, întotdeauna prioritizăm și avem și întrebări cu privire la aceste datorii de care am vorbit de multe ori despre ele. De ce noi nu vom permite ca banul public să fie favorizat de capriciile lui Ion Ceban. Ori el a avut o majoritate cu socialiștii în fostul mandat și a votat la stânga și la dreapta 3 ani foarte confortabil toate proiectele. A doua întrebare, 30 secunde. Amintiți-vă, rog frumos. Ambuteiaj. În primul rând, noi trebuie să continuăm dezvoltarea infrastructurii mobilității urbane. Ne trebuie să procurăm semafoare inteligente, să revedem tehnic anumite intersecții care trebuie să fie modificate
cu benzi suplimentare, dacă vorbim de benzi dedicate, noi trebuie să construim mai departe cât mai multe. Și dacă să vorbim, asta e ca o componentă separată, merg deja parcările, dar omul o să lasă mașina la parcare la intrare în Chișinău, doar în condițiile în care noi vom oferi transport confortabil. Și asta urmează să creăm. Mulțumesc foarte mult. Domnul Chironda, aveți 2 minute și 56 de secunde. Le utilizați răspunzând la ori la cei ce, completând, de fapt, la răspunsurile care erau aici, sau le utilizați cum vă doriți? Eu doar am vrut să menționez că, în principiu, propunerile sunt așa, reale, pentru că, în principiu, le discutăm deja de mult timp. Doar că este o singură problemă. Noi toți putem să dezbatem aceste lucruri la nesfârșit. În acest studio, în alte studiouri, problema este că de noi nu depinde mare lucru la moment. Primăria și toate resursele primăriei, a orașului, sunt controlate de un singur om, de primarul Ceban, care în aceste dezbateri nici măcar n-a închisit să iasă la dezbateri în această campanie electorală, să ne spună măcar care este părerea lui. Poate are și el una. De asta, eu cred că chișinăuienii deja au văzut că primarul Ceban urmărește cu totul alte obiective în această campanie electorală. Omul se pregătește de alegerile prezidențiale, el folosește primăria Chișinău în calitate de instrument. Instrument pentru PR, instrument pentru colectare de fonduri, instrument pentru transformarea funcționarilor din primărie în partidul său politic personal. Uh-huh. Și toate aceste lucruri n-au obiectivul rezolvării problemelor din Chișinău, pentru că primarul Ceban știe exact aceste soluții. Noi le-am discutat de 100 de ori, are acte deja gata făcute acolo, doar să înceapă să le facă. Problema că realizarea lor este complicată, durează în timp, este costisitoare, uneori este chiar nepopulară, cum ar fi, de exemplu, parcările cu plată. Vă dați seama acum să introduci parcările cu plată. Jumătate din Chișinău o să înceapă să te urască. Ei, dar cealaltă jumătate eu zic că mulțumesc. Corect, dar el nu are nevoie de asta, pentru că la anul viitor vin alegerile prezidențiale și omul va candida acolo. De asta el are nevoie de un câștig ușor. De toată lumea știe asta. Dar care e sensul să faci concerte la Milano și Barcelona unde nu votează lumea? Care e sensul să-ți construiești partid politic și să-l poziționezi ca opoziție față de guvernare? Aceste acțiuni care necesită mult efort până la urmă și bani, ele au un singur scop, pregătirea de alegerile prezidențiale, după care parlamentare. Ceban întotdeauna a fost un politician, el niciodată n-a fost primar. Acum el spozează de-a gospodarul. El toată viața lui a lucrat doar în funcții din astea de politice și în continuare vrea să facă politică. El, pentru că primăria e o etapă intermediară, așa, de asta în care el poate să-și facă niște rating, să-și creeze o echipă politică, să adune niște bani din tot felul de schemușoare și schemuliță de peste tot. Respectiv, în această campanie n-a fost, în această perioadă de 4 ani n-a fost soluționată nicio problemă majoră a orașului. Uh-huh. Trafic, ambuteiaje, parcări, câini maidanezi, cum erau probleme mari 4 ani urmă, așa și sunt în continuare. Și în această campanie doar eu spun acestor lucruri pe nume. Doar eu mă lupt efectiv cu Ceban și încerc să le arăt la oameni că de fapt nu este vorba despre oraș, despre gospodăria orașului. Este vorba despre planul lui de termen lung de a ajunge la guvernare, pentru că așa l-au învățat suporterii aceia lui de la FSB, care îmi place, l-au consiliat atâta timp. De asta, în această campanie electorală, eu mă adresez alegătorilor pro-europeni și le spun să voteze un candidat pro-european care știe cum să conducă orașul Chișinău și a demonstrat asta. Mulțumesc. Și este Victor Chironda. Mulțumesc mult. 14 secunde, doamna Spătaru, le utilizați răspunzând sau la ceea ce discuția s-a purtat aici. O să avem și ultimul minut? Da, va fi și ultimul minut. Deci pot să concluzionez. Pentru noi, încă o dată s-a demonstrat că cel mai important concurent și unicul este Ivan Ceban. Am venit cu cifre reale și cu statistici ca să vă faceți, să vă creați o impresie reală, pentru că este foarte important să fim stăpâni la noi acasă. Vă mulțumesc mult, doamnelor și domnilor. S-a terminat și a doua rundă, unde candidații au avut întrebări adresate reciproc. Acum trecem la a treia rundă, întrebare de la moderatoare. Așa, doamna Spătaru, dacă tot aici am terminat gândul, spuneți-mi, vă rog frumos, ce părere aveți sau un program, poate aveți stipulat o strategie mai amplă vis-a-vis de, și am văzut că astăzi un piculeț așa ați atins pistele de bicicliști, și cum vă pare strada 31 august? S-a făcut exact destinată pentru bicicliști. Ce părere aveți despre strada Dacia, că și acolo s-au cheltuit niște bani pentru bicicliști și în genere? Eu cunosc persoane care fac parte din ONG-uri sau Federația de Ciclism, care sunt
sunt indignați de faptul că tot ceea ce se întâmplă nu este pentru bicicliști, dar pentru niște bife. Dumneavoastră aveți o altă părere și cum vedeți această categorie, acest segment de oameni, ca să le venim în ajutor să poată să circule și să fim ca în Stockholm, în alte orașe din Europa, să lăsăm mașinile și să mergem pe bicicletă? Este evident că construcțiile multietajate care au fost făcute până acum au dat peste cap toată schema transportului public și toate arterele de transport din Chișinău nu corespund cu cerințele și necesitățile per general a oamenilor. Ceea ce se referă la bicicliști, noi, dacă ne dorim o capitală europeană, trebuie să ne învățăm să ne respectăm reciproc. Și pentru asta este foarte important să creăm condiții și drepturi egale și pentru oameni care conduc un autovehicul, și pentru bicicliști, și pentru mămici cu cărucioare. Exemplul este de pe 31 august, încă o dată demonstrează haosul și dezmățul pe care l-a făcut Ivan Ceban, lipsa de profesionalism și superficialitatea care a făcut-o. Ori noi am mai fost prin capitale europene. Și așa bătaie de joc. Deci tu să restricționezi circulația mașinilor, autoturismelor, într-așa un hal brutal și să creezi o pistă care nu are niciun început, niciun sfârșit și nicio relevanță și nicio logică. Uh-huh. Iată de ce este important și Audi vine cu, pe site-ul alegeri 2023audi.md veți afla viziunea noastră cu privire la infrastructura Chișinăului, cum noi o vedem. Este important pentru că Ivan Ceban nu a consultat oamenii. Eu nu am auzit niciodată o consultare publică ca să cheme bicicliștii, oamenii competenți din domeniu și să îi întrebe, uite, dar voi de ce aveți nevoie? Ori nu mai avem noi timp de experimente. Alte va pune punct acestor experimente. Ne vom plia pe legea care spune foarte clar, legea transparenței decizionale. Noi vom crea consultări publice, noi vom apela la specialiști, nu vom sta orgolioși și mincinoși în face ceea ce considerăm de cuvință. Ori asta ce face Ivan Ceban este risipă publică. Pe mine recent m-a întrebat cineva la o dezbatere ce proiecte voi păstra lui Ivan Ceban. Niciuna. Pentru că a fost făcut totul așa. E chiar niciunul, domnul Spătaru. Haideți că s-au făcut și lucruri care eu pot fi continuate spre beneficiu. Eu nu am văzut ce putem noi continua. Pentru că Ivan Ceban nu a avut o abordare. Deci considerați 31 august nu este eficientă din punct de vedere a calității mersului pe bicicletă. Nota 2 la toate capitolele. Da, ceea ce s-a întâmplat, că s-a pierdut acele plasticuri care nota au fost. Nota 2 la toate capitolele. Am înțeles. Trecem la alt subiect. Care sunt atribuțiile secretarului Consiliului Municipiului? De fapt, secretarul municipiului pregătește în primul rând pregătește toate actele și documentele pentru ședințele Consiliului, toate deciziile, toate actele, toate procesele verbale, absolut. Deci, e domeniul legat de perfectarea documentelor, domeniul juridic, un domeniu foarte serios și important și responsabil. Știți cine este acum? La Chișinău? Da. Nu știu. Și nu prea mă interesează. Am înțeles. Da. Câți viceprimari are Ioan Ceban și dacă îi cunoașteți numele? Nu mă interesează. Câți viceprimari? Nu știu, nu mă interesează. Dumneavoastră veți avea atâția viceprimari, că au fost primari care au avut și mai puțini viceprimari. Doar Ceban a... Ivan Ceban a transformat primăria în cabinet de partid. Este evident că el și-a făcut atâtea funcții și atâtea salarii. Oamenii din ce nu știu ce salariu mare au toți ortacii lui Ivan Ceban și ar trebui să se intereseze. Mulțumesc, timpul dumneavoastră a expirat. Da. Domnul Chironda. Aoleu, cu dumneavoastră am multe, dar sper că în 3 minute reușesc. Spuneți-mi, vă rog frumos, podul de la Mihai Viteazu, pe acolo a venit astăzi aici, are deja 5, 6, da, 7, 8 luni de când s-a început activitatea, 108 milioane care s-au votat pentru acest pod, finisarea proiectului în 2024, oare un pod trebuie să fie construit atâția ani? Ați uitat, spuneți câte companii deja s-au prezentat. 3 companii, una din Ucraina și 2 din Republica Moldova. Eu nu prea înțeleg și a fost mediatizată această problemă de toate posturile de televiziune când nu lucra nimeni. Azi, slava Domnului, am trecut, lucrau 3 oameni acolo. Tocmai. Asta este părerea dumneavoastră și cum vedeți dumneavoastră reparația podurilor, din câte știu eu și am făcut reportaje și știți că ați fost la mine în emisiune, podurile sunt într-o stare dezastruoasă, nu numai Mihai Viteazu, dar toate și nu știu de ce s-au apucat de Mihai Viteazu. Vă rog.
Podul, reparația asta este unicul proiect de cât de anvergură pe care l-a inițiat Ceban în ultimii 4 ani. Deși a promis corebii cosmice, centura orașului, parcări multietajate la intrare în sectoare, tot felul de promisiune, nu a realizat nimic decât a început să repare acest pod, care de fapt a început reparația până la Ceban, pregătirea documentației și proiectării. Și iată că asta este o, deși lumea îl numește gospodar și manager eficient, iată de ce este în stare acest gospodar și manager eficient. A întins reparația acestui pod, numai licitațiile au durat 2 ani de zile, ei nici măcar licitații nu sunt capabili să organizeze. Au găsit 3 companii, una chioară, una șchioapă și una surdă, care echipările... De ce? Păi de ce? De ce? Pentru că probabil cu aceste companii au găsit limbă comună, să zic așa. Noi am văzut agenți economici care s-au... Noi nu avem agenți economici public... care ar fi gata să facă în 2 luni acest pus. Nu știu, să vă spună ei de ce nu au găsit agenți economici. Eu nu știu. Dar probabil dumneavoastră, în program dumneavoastră și a partidului pe care le reprezentați, aveți oameni investitori care să facă lucrurile astea foarte rapid? Investitorii nu o să vină să repare poduri. Unica sursă serioasă de finanțare pentru construcțiile mari de infrastructură din Chișinău sunt fonduri europene. Acum este deschis un apel de proiecte de 7 miliarde de euro pentru Moldova și Ucraina. Credeți că cineva a aplicat la el? Anume pentru obiective de infrastructură. Uniunea Europeană, fiindcă noi suntem țară în proces de preaderare, ne oferă aceste posibilități, dar trebuie să știi cum să le iei, să aplici, să știi aplicații, să le argumentezi, să le... Bulevardul Ștefan cel Mare a fost și am înțeles că s-a furat. Asta sunt bani împrumutați. Noi vorbim despre finanțarea serioasă a proiectelor de dezvoltare urbană, despre proiecte de 10 și sute de milioane de euro. Și pentru astfel de proiecte se creează unitate de implementare, se contractează specialiști, dacă ei nu sunt în țară, se iau neapărat de afară și de dorit din țările Uniunii Europene. Au fost discuții, eu am fost la București, am discutat cu ordinul arhitecților de acolo, cu companii serioase mari care ar fi putut să vină în Chișinău să înceapă lucrările. Dar pentru asta ei au nevoie de parteneri serioși la primăria Chișinău. Ei nu vor să se lege cu Ceban. De asta în 4 ani de zile Ceban n-a adus un euro la primărie. Am înțeles. Haideți, pentru că nu are capacitate. Referitor la marcajul și vopseaua pentru marcajul rutier. Din câte văd eu, anul acesta parcă se vopsește mai des. Chiar și fetița mea a făcut un video dedicat lui Ceban, că nu era în primul an de mandat, nu era vopsite, că știți că era o problemă la noi. Se vopseau tocmai în decembrie, na? Ca să nu zic iarna. Da? De ce, întrebarea mea, de ce nu suntem capabili să trecem la o altă implementare de tehnologii pentru modernizarea tuturor acestor treceri pietonale și când vom lăsa această vopsea care se spală peste 2 ploi? Suntem capabili atunci când vom da afară corupția și oamenii corupți din primărie. Pentru că asta este una din vacile de mulți a primarului și a tuturor administrațiilor până acum. Marcajul. Se alocă o grămadă bani. Și acolo banii se dau la... Explic. Banii se dau la X-Drupul. X-Drupul licitează nici nu licitează măcar lucrările. Ei cumpără vopseaua asta de cea mai proastă calitate posibilă. Și o măscăresc așa, o întind pe unde pot ei prin oraș, tot asta durează jumătate de an, nu mai termină de aplicat marcajul, cel care l-a aplicat primul deja e rost. Da. Iată, uitați-vă pe străzile care acum se repară din banii Bird, pe Teghina, Alexandru cel Bun, vedeți acolo ce marcaj se spune. Este marcaj din termoplast, calitativ. Dar alături pe Ștefan cel Mare, marcaj de ăsta din vopsea de 3 capici. Pentru că se fură. Pentru că se fură la greu și se delapidează banii publici. Am înțeles. Și în 10 secunde, n-a mai venit domnul Ceban la Arcul de Triumf, da? N-a mai venit nicăieri. Care este în 10 secunde întrebarea pe care doriți să vă răspundă în cazul în care vine la noi aici la emisiune? Să răspundă oamenilor de ce își bate joc de Chișinău. Vrea să facă politică mare, ducă-se să facă politică mare, să fie președinte, să candideze la parlamentare, să lasă orașul ăsta în pace, pentru că noi știm ce să facem cu el. Noi nu avem nevoie de pseudo-manager. Am înțeles, mulțumesc foarte mult. Așa, trecem, doamna Popa, la dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă în perioada aceasta de 4 ani cât ați fost consilier, ați fost pentru sau împotriva benzii de trolebuze, dacă ele mai urmează să fie implementate pe alte străzi și dacă vedeți eficiența acestei benzi pe strada Ion Creangă. Da, am susținut. Vreau să zic că pentru prima dată în Chișinău a fost elaborată strategia de dezvoltare a transportului public.
Asta se datorează și colegului meu din Consiliu, care astăzi este deputat, Alexander Trupca, care a inițiat un grup de lucru cu privire la acest subiect. Doi, după ce a fost elaborată această strategie, a fost un alt proiect de decizie, planul de acțiuni, care implementează această strategie. Și acolo, anume, unul dintre punctele pentru strategie de dezvoltare a transportului public erau benzile dedicate. De ce e categoric pentru? Noi am reușit să așezăm toată lumea la masă și pentru o necesitate a oamenilor am votat, am reușit să merg. Ce să vorbim de creangă? Acolo se poate de mai văzut încă oportunități. De ce să nu facă un semafor reversibil în condițiile în orele de vârf? Asta e alt aspect. Uh-huh. Pentru oamenilor, noi ca... Astăzi sunt aproape 350.000 de mașini în municipiul Chișinău. În 10 ani o să avem jumătate de milion. Respectiv, noi trebuie să creăm o alternativă cetățeanului și cei care circulă până la lucru și înapoi și nu circulă pe parcursul zilei. Dacă noi am oferi alternativa unui transport de calitate, cu aer condiționat, cu confort, cu absolut tot, atunci el ar putea să renunțe și să vină. Și el o să înțeleagă că cu transportul public poți să ajungi mai rapid decât cu mașina proprie. De ce noi trebuie să dezvoltăm aceste benzi dedicate, doar că acolo, cum dumneavoastră ați menționat la eu în creangă, trebuie să găsim alternative în, în orele de vârf. Mulțumesc mult. Și o altă întrebare. Dacă știu că ați fost foarte activă în perioada cât ați fost consilieră și anume pe unele segmente. Mă interesează dacă ați intrat în subtilitățile activității Direcției Protecție Drepturilor Copilului, că acolo au fost niște situații complicate, schimbare de șef. Și ce prevede programul dumneavoastră, adică programul domnului Carp și a dumneavoastră în calitate de consilier, pentru schimbarea la fața acestei direcții, că după mine acolo este nu prea bine? O întrebare foarte bună. Era responsabilă colega mea pe acest subiect, pentru că cumva eram în altă comisie, mai puține detalii cunosc despre asta, dar vă dau dreptate atunci când spuneți că în ultima perioadă și în ultimii 4 ani de zile, șeful de direcție în această direcție cumva a fost, s-a manipulat foarte mult cu tot ce ține de asta. Eu cumva nu am, scuzați că vă întrerup, dar este dialog între noi de ce șefa de acolo a ajuns la Direcția Cultură și cu ce are un specialist din asistență protecția copilului cultură după aceea, dar asta e alt subiect. Și dacă observăm cumva oamenii care sunt numiți la șefa culturii, șefa Direcției Protecției Copilului, astăzi se regăsesc în MAN. A, da? Da. Sunt membre a partidului primăriei și dumneavoastră aveți vreo propunere în programul dumneavoastră pentru revizuirea organigramei acestei direcții și schimbarea cumva structurii? Ei, la moment acum nu pot să vă zic în ce măsură asta este foarte oportun sau nu, dar cel puțin oameni onești care câștigă funcții prin concurs, asta obligatoriu trebuie să organizăm. Oameni competenți, poate mai puțin afiliați politic, dar care știu meseria foarte bine, pentru că asta este un domeniu foarte și foarte subtil. Este vorba de protecția copiilor. Așa, 37, super tare, că nu se vede că suntem îmbrăcate în alb. 37 de secunde, un alt subiect, bine că ați menționat despre interimaturi. Ați fost consilieră într-o perioadă în care s-au tot perindat și am impresia că mai sunt la instituții interimate. Foarte multe. Ce înseamnă acest fenomen și cum o să-l combateți? Cum am încercat să-l combatem, a fost un proiect de decizie a fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău ca să inițiem concursuri la funcția de director în Institutul de Învățământ și totodată am venit cu un alt proiect paralel de decizii cu privire la inițierea concursurilor la funcția de director în întreprinderile municipale. Doar că, iarăși, prioritățile fostului primar au fost cu totul alta și ce presupun? Care sunt riscurile? Oameni, docili, care se supun primarului și care, din frica de a nu fi demiși, îi joacă sub... O să aveți puterea să terminați acest fenomen? Da. Să inițiem concursuri așa cum... Transparente? Sau așa cum sunt concursurile la noi în țară? Trebuie să asigurăm transparență și cu oameni de bună intenție, cred că e posibil să realizăm acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult! Dragii noștri, am ieșit și din această rundă. Vă anunțăm ultima rundă a dezbaterilor electorale din această seară. Este vorba de runda în care câte un minut fiecare concurent va intra în casele dumneavoastră cu acele cuvinte care vă vor convinge ca pe 5 noiembrie să ieșiți la vot. Dar eu vă zic că trebuie să ieșim la vot pe 5 noiembrie. Vă rog foarte mult, doamna Spătaru, poftim. Prieteni,
Corupția politică stă, de fapt, și la baza construcțiilor ilegale din Chișinău. Atât Ivan Ceban, cât și colegii de la PAS au promis că o să lupte eventual cu această, cu acest mare fragel. Din câte m-am interesat eu, nu a existat timp de 4 ani un caz când construcția ilegală a fost stopată și demolată. Asta demonstrează un lucru, că noi suntem de unii singuri în această luptă. Echipa ALDE a demonstrat, prin propriu exemplu, cum știe a lupta cu corupția politică. Din păcate, la noi, la nivel de municipiu Chișinău și la nivel de primărie, mulți consilieri și chiar și primarul sunt docili mafiei imobiliare, le sunt datori, de asta le slujesc lor. Eu vă îndemn să votați echipa ALDE pe toate cele 4 buletine de voi pentru cei care locuiți în suburbii și pentru ceilalți din Chișinău. Votați Arina Spătaru ALDE, noi vom lupta cu corupția așa cum am făcut-o până acum. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Popa, vă rog foarte frumos, aici, un minut de adresare. Stimați chișinăuieni, vă îndemnăm să votați Lilian Carp la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Vă îndemnăm să votați echipa PAS, o echipă de oameni profesioniști din diferite domenii. Partidul Acțiuni și Solidaritate astăzi este unicul partid din Republica Moldova și este incontestabil acest lucru, care este susținut de către Uniunea Europeană. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că noi vom avea sprijinul partenerilor noștri externi pentru implementarea diferitor proiecte de infrastructură strict necesare pentru chișinăuieni. Votați Lilian Carp și echipa PAS pentru un oraș confortabil, un oraș fără ambuteiaje, un oraș cu curți moderne și confortabile. Ori confortul nostru și ziua noastră începe din curte și se finalizează acolo. Pentru o educație de calitate, pentru acces la școli și grădinițe, pentru o dezvoltare armonioasă a municipiului Chișinău, pentru elaborarea unui plan urbanistic zonal care ne-ar arăta cum ar trebui să se dezvolte pentru următorii 10 ani municipiul Chișinău. Votați PAS și Lilian Carp. Uniunea Europeană susține cetățenii, nu partidele din Republica Moldova, așa că vă rog să vă filtrați discuțiile. Mulțumesc, dar nu aveți dreptul. Domnul Chironda, aceasta este camera și adresarea dumneavoastră. Mulțumesc. Dragi prieteni, sunt Victor Chironda, mă cunoașteți deja ca un urbanist, ca o persoană care are soluții pentru problemele din Chișinău. Dar în această campanie eu vorbesc despre faptul că Ivan Ceban pur și simplu vă manipulează votul, pur și simplu folosește primăria Chișinău pentru interesele sale politice, geopolitice și nu în 4 ani de zile nu a rezolvat nicio problemă sistemică a orașului Chișinău și nici nu va începe să le rezolve pentru că va merge la alegerile prezidențiale. Eu sunt singurul care în această campanie am motivația să lupt cu Ceban. Eu spun lucrurilor pe nume, deranjez, mă dă în judecată, dar continui să fac acest lucru. Eu am motivația și puterea să-l ajung în turul 2 și să-l înving pe Ceban în turul 2, astfel ca să putem oferi chișinăuienilor un primar competent, profesionist, care știe exact ce trebuie să facă pentru a rezolva problemele dumneavoastră. La 5 noiembrie votați Victor Chironda și echipa Platforma DA pentru un Chișinău european. Mulțumesc foarte mult! Asta a fost pentru ziua de astăzi. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru intenție de a vă bate și a decide alegătorul cine dintre voi este cel mai bun. Telespectatorilor le spunem o seară frumoasă în continuare. Vă așteptăm la noi la TVC21 pentru alte dezbateri electorale. Mâine, poimâine și vineri, pare mi se, este ultima. Numai bine, pe 5 noiembrie, votați conștient! La revedere!